Cum va arăta ordinea mondială după summitul istoric al Alianței Nord-Atlantice din Țara Galilor? Va primi România noi garanții de securitate? Și care este noul statut al Rusiei după escaladarea conflictului din Ucraina? Va fi România capabilă să facă față acestor provocări? Răspunsurile le aflați de la șeful diplomației române, Titus Corlățean, într-un interviu special realizat de Claudiu Lucaci, duminică seara, după Telejurnal.